Bine v-am dragi prieteni! Sunt Emilia Miron și vă invit să fiți alături de noi astăzi într-o nouă ediție a emisiunii Oameni printre oameni. În ultima vreme am văzut cu toții că în învățământul românesc situația este gravă, destul de gravă. Au avut loc proteste, în urmă cu câteva zile a avut loc și o grevă de avertisment de două ore. Pentru a discuta despre această problemă, îl am ales Alături de mine astăzi pe domnul Paul Rusu, președintele Sindicatului Învățământului Preuniversitar din Hunedoara. Bine ați venit, domnul Rusu! Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit, bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor! Mă bucur că ați venit să le spuneți și prietenilor noștri care sunt problemele și de ce s-a ajuns aici. Uh, învățământul este un uh, domeniu care afectează pe toată lumea și de aceea cred că ar fi bine să fie lămurită pentru toată lumea această problemă și acest aspect. Mai precis, de ce s-a ajuns la aceste forme de protest din ultima vreme? E foarte bună întrebarea dumneavoastră. Spuneați că este învățământ o situație destul de gravă. Eu aș spune că este o situație gravă, nu destul de gravă. Este o situație care se perpetuează de după Revoluție și învățământul s-a degradat constant, ajungând în momentul de față în ceea ce a spus într-o situație gravă. De ce s-a ajuns la forme de protest mai radicale? Pentru că guvernanții nu vor să discute, guvernanții nu vor să vină să stea de vorbă cu noi, nu vor să financeze educația. Una peste alta s-a ajuns ca după proteste graduale, pentru că legea ne obligă la așa ceva și sindicatele sunt foarte atente în ceea ce înseamnă respectarea legii, au fost încercări de a se discuta, au fost comisii de dialog social, au fost apoi o grevă de tip japonez care nu i-a sensibilizat, au fost apoi pichetările în toate reședințele de județ timp de trei zile înainte de sărbători, au fost 162.000 de petiții scrise care au fost depuse la guvern cu toate aceste nemulțumiri. Nu s-a ajuns la niciun dialog. Realmente, premierul ne-a ocolit. Au fost discuții doar în cadre generale în care nu s-a putut discuta despre educație. Cu sănătatea, cu administrația publică, în Comitetul Național Tripartid au fost discuții la care au participat și toți membrii guvernului, dar și asociații patronale și celelalte confederații sindicale, deci nu s-a putut discuta special problema învățământului. Și atunci, înainte de sărbători, s-a declanșat un referendum, s-a solicitat poziția membrilor de sindicat, după sărbători s-au centralizat toate aceste date și s-a ajuns la o primă formă de proteză mai radicală, grevă de avertisment. Greva a fost miercuri, de la 11 la 13, în toate școlile din România, cu o participare mai multă decât generoasă. Aș spune că acest lucru a demonstrat și s-au a pus în evidență și nemulțumirea colegilor noștri, starea de tensiune, de nemulțumire, de frustrare. Și așteptăm momentul de față, după această grevă de avertisment, să vedem uh, o reacție din partea Guvernului, din partea Ministerului Educației. Dar până la această reacție, uh, aș concluziona că, de fapt, greva de avertisment a avut ca prim obiectiv obligarea premierului de a veni la discuții. S-a ajuns într-o situație paradoxală să faci o grevă cu întreruperea activității, cu toate riscurile de rigoare, adică inclusiv cu pierderi salariale, ca să obligi un partener social, premierul României să vină să stea de vorbă cu tine. Eu asta n-am înțeles și cred că foarte mulți dintre cei care ne priveți, n-au înțeles de ce această reticență din, din partea premierului și din partea celor care conduc această țară și sunt în măsură să dea le și să respecte legile până la urmă. Cred că întrebarea ar trebui să le fie pusă lor, politicienilor, membrilor guvernului, celor din Parlament. Noi doar putem bănui pe baza celor ce s-au întâmplat în ultima perioadă de timp, de ce nu ocolesc. Se pare că atât Premierul cât și Ministrul Educației ar fi fost de acord cu alte procente salariale pentru educație de la 1 ianuarie, dar șefii partidelor din coaliție se pare că au altă poziție. E vorba de fostul Premier, de actualul președinte al PNL, domnul Câțu, de domnul Ciolacu, președintele PSD-ului. Am avut discuții particulare și cu ei pe linie de partid, dar domnul Câțu ne-a spus, citez, pentru el educația nu este o prioritate, stăm în pandemie și nu-l interesează. Iar domnul Ciolacu ne-a făcut chiar un reproș așa mai neoficial că profesorii n-ar fi votat PSD-ul la ultimele alegeri și atunci tragem concluzia că ar fi o răzbunare sau că nu-l interesează. Mă rog, sunt doar simple supoziții pe baza discuțiilor și a contactelor pe care le-am avut cu cei din clasa politică. Mai departe ar trebui să-i întrebați pe ei. Este trist, având în vedere că și domnul Cățu și domnul Ciolacu au trecut prin mâinile noastre ca să ajungă acolo unde sunt. Dacă puneți și problem... Dacă puneți problema așa, înseamnă că este un eșec al nostru. Faptul că, că... ei au trecut prin școală și au. De ajuns... multe ori m-am gândit oare unde am greșit noi ca dascăli de. au ieșit astfel de oameni care pur și simplu calcă în picioare educația românească. Acum, dacă tot continuăm discuția pe această temă, aș spune că nu este doar vina educației românești, a, pentru nu. că domnul Câțu a fost școlit mai degrabă pe la școlile occidentale, prin Statele Unite, a lucrat prin alte domenii de activitate, pe la noi a lucrat prin bănci și l-au cam dat afară pentru probabil profesionalismul între ghirimele, de care a dat dovadă și totuși noi îl punem ministru de finanțe și apoi îl punem premier. Mă rog, asta este o discuție la nivel de bârfă, să spunem. Exact. Domnul Ciolacu este președinte unui partid de stânga, unui partid social-democrat și noi așteptam ca din partea partidelor de stânga să vedem măsuri cu caracter social, mai apropiate de popor și așa de mai departe și în baza a ceea ce au făcut ei atunci când au fost la guvernare. Dar se pare că în momentul de față este un nou PSD, un nou PNL, vorbim de neoliberalism, nu mai vorbim de liberalismul clasic, dar deja am trecut la politică, și sindicatele nu prea au voie să se amestece în politică. Am spus-o doar ca simplu om, ca simplu cetățean care la, are puncte de vedere. Păreri. Să ne întoarcem la problemele noastre sindicale. M-ați Ma, uh, întrebat, și, da, da, întrebat de fapt, care sunt revendicările. Asta am spus am că zic. principala revendicare, principalul scop al grevei de avertisment a fost să-l convingă pe premier că totuși vorbim serios și trebuie să vină să stea de vorbă cu noi. Celelalte revendicări, iarăși, sunt de domeniul paradoxului. Profesorii au ajuns în formă de protest și chiar la o formă de protest radicală cu întreruperea lucrului, solicitând respectarea legii. N-am cerut creșteri salariale directe. Am cerut ca acea lege din 2017, numită legea cadru a salarizării unitare, să fie respectată și aplicată și în educație, așa cum sunt termenele din această lege. O paranteză pentru telespectatori. Această lege a salarizării se referă la tot personalul bugetar, ea este aplicată în momentul de față 100% în ceea ce privește pe medici și pe asistente, este aplicată 100% în ceea ce privește administrația publică, în ceea ce ne privește pe noi educația, mai sunt încă două etape de creșteri salariale care trebuiau aplicate. Din păcate pentru noi ele trebuiau aplicate la 1 septembrie 2020, deci au trecut aproape 2 ani, un an și jumătate mai precis. Ani în care noi am tot așteptat, iar cei care au fost la guvernare invocând fel și fel de motive au amânat termenele de aplicare. Anul 2022 este anul final pe care îl dă legea pentru aplicare. Suntem în 2022 și, totuși, uitându-ne în buget, nu vedem că ar fi speranță pentru noi în ceea ce privește aplicarea acestei legi. Deci, cu alte cuvinte, ca să sintetizez, profesorii și tot personalul din educație au ajuns să facă greve pentru respectarea legii. Ceea ce și este un paradox. Bine și atunci îți spui întrebarea în ce Exact. Bineînțeles că mai sunt și revendicări, să le spunem, secundare. Se știe că educația este subfinanțată de 30 de ani, deși lege lege organică stabilește pentru educație 6% din PIB. Am uh, văzut acum de curând o statistică de la Ministerul de Finanțe, deci nu e pe altă sursă, e pe sursă oficială. În ultimii 5 ani, educația nu s-a apropiat nici măcar de 3% din produsul intern brut. Deși legea spune 6%. De câți ani nu se, nu se respectă? Niciodată nu s-a respectat legea. Cel mai mult am ajuns undeva în jur de 4% din PIB, ca buget, iar acum, în anul acesta, avem parcă 2,28% din PIB. Bine, PIB-ul este puțin mai mare, poate și alocația este mai mare, dar totuși legea spune 6% din PIB. Cu 6% din PIB s-ar putea rezolva o mulțime de probleme din educație. Foarte multe. Deci asta e o a doua problemă, subfinanțarea sistematică a sistemului de învățământ. Și bineînțeles că mai sunt și alte revendicări de nișă, să le spunem așa, punctuale care țin de condițiile de muncă, care țin de numărul de personal, de numărul de elevi, de dotarea școlilor și așa mai departe. Deci aș spune că acestea sunt revedicări specifice vieții școlii. Care s-ar putea rezolva cu 6% din PIB? Fără discuție. Deci dacă în momentul de față noi supraviețuim, nu trăim, supraviețuim cu mai puțin de 3% din PIB, adică 2,28 anul acesta, gândiți-vă ce ar însemna un buget dublu pentru educație ar fi loc și de investiții, ar fi loc și de dotări, ar fi loc și de mai mult personal, pentru că e nevoie de personal, ar fi loc și de salarizare. Și vedeți că am lăsat salarizarea la sfârșit ca să nu se interpreteze că vezi, doamne, mergem după salarii. Deși este o motivație, iar eu reprezint un sindicat, oamenii s-au asociat într-un sindicat ca să-și reprezinte drepturile. Păi, normal, pentru că și noi avem factori de plătit, și noi avem copii de crescut, și noi trebuie să trăim în această țară în care toate se scumpesc de la o zi dacă la alta. Dacă ați atins acest subiect foarte delicat al facturilor și al scumpirilor din acest an, gândiți-vă că la noi și dacă s-ar aplica legea în totalitate, n-ar compensa ceea ce se întâmplă în momentul de față. Pentru noi este dureros că acești bani trebuia să-i primim de un an și jumătate. Deci gândiți-vă că ar fi semnat un plus la salariu timp de 12 plus 6, 18 luni. Ar fi însemnat ceva pentru noi. Poate n-ar fi permis să avem rezerve, clar că am fi trăit și noi mai bine, dar în momentul de față, pe trendul ăsta de scumpiri ieșite din comun, pe combustibil, pe gaze, pe curent și așa mai departe, creșterea salarială ar atenua, să spunem o parte, dar în niciun caz n-ar acoperi și n-ar face să trăim mai bine, în acest trend de scumpiri. Și... În perioada premergătoare protestelor, sau în perioada în care pregăteam protestele, am văzut uh, foarte multe întrebări care au fost adresate din partea personalului nedidactic, uh, o mare nemulțumire a lor. Întrebând mereu de ce să facem grevă când doar pentru voi, profesorii, cereți ceva. Aș vrea să lămurim acest aspect pentru toți. Pentru tot personalul nedidactic care încă mai, mai își pune această întrebare. Înainte de a răspunde direct la întrebare, permiteți-mi o precizare. În educație sunt trei categorii de personal. Toți sunt angajații sistemului educațional, dar sunt împărțiți în trei categorii. Pe de-o parte sunt cadre didactice sau personal didactic de predare, ei sunt și cei mai numeroși. Urmează apoi personalul didactic auxiliar, colegii noștri care ajută și fără de care nu s-ar putea desfășura activitatea didactică și sunt colegii noștri personal nedidactic. Aici sunt îngrijitoarele, muncitorii, fochiștii, bucătarii, cei care servez masa și, mă rog, alte categorii care intră în această sintagmă personal nedidactic. Legea de care vorbeam, legea cadrului a salarizării, din 2017 îi cuprinde și pe ei. Anexa numărul 8 cuprinde funcțiile comune în sistemul bugetar în care sunt și colegii noștri personal didactic, cum spuneam. Deci în momentul când noi am cerut aplicarea legii salarizării, asta se referă inclusiv la colegii noștri personal didactic. Ma, pentru ei, în 2017 s-a reușit un lucru nemaipomenit, Cam tot personalul nedidactic de la noi nu a mai fost salarizat pe salariul minim pe economie, așa cum a fost plătiți ani de zile Deci am reușit pe negocierea de atunci din 2017 să-i ridicăm destul de substanțial peste salariul minim pe economie de la acel nivel Din 2017. Din păcate neaplicarea legii între timp i-a adus iarăși aproape de salariul minim pe economie Dar e foarte greu, citeam chiar ieri o pildă pentru politicieni era pilda respectivă, Se se ceară unui om care poartă o cravată de 1000 de lei să explice cuiva cum se poate trăi din 1800. Am luat 1800 pentru că este salariul net al unei femei de servici, mă rog, muncitorii sunt puțin mai bine plătiți, șoferii și așa mai departe, dar oricum salariile personalului nedidactic la noi se învârt undeva în jurul valorii de 2000 de lei net, puțin sub, puțin peste, și e greu în momentul de față în România, mai ales pe scumpirile care bat la ușă, să se poată trăi dintr-o asemenea sume. Ce este foarte clar în momentul de față, și personalul didactic este cuprins în revendicări. Pe de o parte, cum spuneam, creșterea salariilor, aplicarea legii salarizării se referă la toată lumea, de la femeie de servici până la director. Pe de altă parte sunt revendicări de nișă, cum spuneam, s-au cerut suplimentarea numărului de posturi. Pentru că trendul la noi a fost să se facă economii, și atunci când se va conta posturile, nu mai erau scoase întotdeauna la concurs, și atunci activitatea care era făcută înainte, să zicem, de 4-5 oameni, acum este făcută de 2 sau de 3 oameni, și asta înseamnă o creștere a volumului de muncă, în condițiile în care salariul a rămas același, sau din punct de vedere al valorii reale, de puterii de cumpărare, este chiar mai mic înainte. Deci s-a cerut acest lucru deblocări de posturi, angajări pe aceste posturi, în așa fel încât munca să fie bine normată. Fi și bine. mai permiteți-mi, pentru că mai există o revendicare care este specifică personalului nedidactic și nu numai, și la didactic auxiliar, în educație nu se aplică niciun fel de spor în momentul de față. Pe legea salarizării și pe alte trei hotărâri de guvern există o serie de sporuri care se numite sporuri pentru condiții de muncă. Există o procedură care a trebuit parcursă cu măsurători metrologice, cu firme experti de expertizare autorizate de Ministerul Muncii care a trebui să vină să facă măsurători cu o verificare din partea DSP-ului și apoi uh, cu aplicarea sporului respectiv. În momentul de față în județul nostru, de fapt nu numai în județul nostru, în toată țara, sporul pentru condiții de muncă nu se aplică în educație. La nivelul județului Hunedoara am făcut un experiment din fericire reușit. Am uh, Reușit la nivelul angajaților de la inspectoratul școlar să facem expertizările de risc, să vină și DSP-ul să își pună punctul de vedere. Nu s-a aplicat sporul, am dat în judecată, s-a câștigat, în momentul de față colegii au de primit diferențe salariale, dar pe viitor încă nu este aplicat sporul. S-a făcut demersul la Ministerul Educației pentru blocarea acelui program de calcul, colegii din educație știu de EDUSAL, când spui EDUSAL știi că este programul de salarii, este coordonat de la București și nu putem face ceea ce ar permite legea să facem, e tot timpul blocat de minister. În momentul de față, pe experimentul pe care v-am spus că l-am făcut și suntem aproape să avem o reușită în acest punct de vedere, s-a cerut și deblocarea blocarea edusalului pentru că așa au spus judecătorii pe sentințele noastre. După ce vom finaliza acest demers, probabil că vom încerca să le știm în tot județul pentru toți colegii noștri care au dreptul la sporuri pentru condiții de muncă. Dar n-aș vrea să polarizăm discuția pe sporuri, pentru că în educație, noi, ca sindicat, întotdeauna am insistat nu pe sporuri, ci pe salariul de bază. E important să fie salariul de bază decent, pentru că sporurile vin și pleacă. Exact. La greva de avertisment de miercuri care a fost marja, de, sau rata de participare? A fost o pregătire foarte bună, o mobilizare foarte bună la nivelul județului Hunedoara și la nivel național. În ceea ce ne privește pe noi, rata de participare dintre membrii de sindicat. Și aici, permiteți-mi o paranteză, în județul Hunedoara sunt cam 6.000 de angajați, pornind de la didactic, nedidactic, didactic auxiliar. Sindicatul are cam 82% din angajați ca membrii de sindicat, deci undeva în jur de 5.000 de membri de sindicat sunt în momentul de față. Dintre aceștia, la acțiunea de miercuri au participat cu exactitate 82,3%. Deci o 88, pardon, 88,3%, deci o participare mai mult decât generoasă. Dacă la acești colegi care au fost în școli și care au Desfășurat greva, îi adăugăm și pe cei care, din motive medicale sau din motive obiective, n-au putut să participe: concedii medicale, COVID, concedii de odihnă, concedii, mă rog. Deci, Dar motive exprimat obiective. Exprimat exact, cu deci greva. sărim la un procent de peste 90% de aderare și de participare la greva de avertisment. A mai fost în istoria sindicatului un astfel de procent la un, un protest? Da, în anii trecuți. În anul 2000 a fost acea grevă foarte dură de 5 săptămâni, efectiv de 5 săptămâni în care nu s-a făcut școală, pe vremea ministrului Marga, dar era acea perioadă mai romantică, când încă sindicatele erau foarte puternice, când și mentalitatea era altfel. Eram la puțin ani după Revoluție, da, a mai fost. Dar în ultimii, să spunem, 10-15 ani, la nivel sindical, s-a pierdut acest exercițiu al protestelor. Din perioada din 2010, atunci a fost ultima grevă în sistemul educațional. În 2011, guvernații de atunci au schimbat legile, codul muncii și codul dialogului social, sau mai pe românește, legea sindicatelor. Și în ultimii 10-12 ani nu prea au fost mișcări de protest și pentru că legea nu prea permite. Avem o legislație foarte restrictivă în ceea ce privește activitatea sindicatelor observăm puțin cu frustrare că la București, după o mobilizare pe Facebook sau pe Instagram, imediat se ocupă Piața Victoriei și toată lumea protestează. Noi ca sindicate, ca să organizăm un pichet de 100 de oameni, de exemplu, înainte de Crăciun, în fața Prefecturii Hunedoara, a trebuit să facem o grămadă de demersuri. Și ni s-au impus o grămadă de condiții și o grămadă de responsabilități sub amenințarea amenzilor și a dosarelor penale ca să încheie această paranteză, e foarte greu în momentul de față de organizat o acțiune de protest care să se încheie cu neparticiparea la activități, adică cu stoparea activității, cu încetarea muncii la locul de muncă. În plus, referitor la, la greva aceasta de miercuri, o primă concluzie este că a fost o mobilizare foarte bună, un răspuns foarte bun din partea colegilor noștri și evident că trebuie să le mulțumim pe această cale. Uh, un uh, mesaj de dătător de speranță după 10-12 ani fără proteste, fără acest exercițiu al protestelor. Am avut și noi strângeri de inimă pentru că n-am știut exact ce o să se întâmple. Dar uh, e, e, încurajator ce s-a întâmplat în cursul zilei de miercuri. Mai ales că ni s-au alăturat și colegi care nu fac parte din sindicat. Da, urma să spun că pe lângă cei 88,3% membrii de sindicat, la nivelul județului Hunedoara s-au mai uh, au mai aderat la acțiunea de protest în 153 de colegi care nu fac parte din sindicat. Și ce acest ce lucru e... vorbește despre starea de nemulțumire, despre frustrare, despre tot ceea ce se întâmplă nu numai neapărat în sistemul educațional, ci în societatea noastră. Cum, cum le răspundem oamenilor care, în momentul în care se, se pune problema unui protest, vin și ne întreabă de ce să mai că Oricum nu obținem nimic. Da, e. Și acest lucru vorbește despre... acest gen de întrebare vorbește despre starea de spirit din societatea românească. Deci lumea este puțin dezamăgită. Dezamăgită de faptul că unii sunt politicieni în campanie electorală și alții devin politicieni în momentul când ajung la guvernare, când ajung într-o funcție de conducere și deja se văd lucrurile altfel de acolo, probabil. Le-aș răspunde colegilor că nu trebuie să dezarmăm, mergem mai departe și avem și un prim rezultat al mișcării noastre de protest de miercuri. Deja am fost anunțați miercuri seara și de Ministrul Educației prin mesaje directe și prin comunicatele de presă că premierul a acceptat să se întâlnească în cursul zilei de vineri cu liderii din educație. Deci, uite că am obținut ceva dacă am protestat. Dacă stăm să ne gândim, am obținut 100% ce ne-am propus, pentru că scopul principal al grevei de avertizment a fost să-l aducem pe primier la negocieri. Să se cu noi, să-l convingem că nu este nicio discriminare în a da bani în educație în momentul de față, dar din potrivă este discriminatoriu faptul că ceilalți colegi din sănătate, din administrație publică, sunt pe maximul din legea salarizării, iar noi suntem încă cu două etape mai jos. Din acest punct de vedere, acțiunea de protest și-a atins scopul direct. Rămâne să vedem ce se întâmplă mai departe și pe mobilizarea pe care am văzut-o miercuri, avem speranță că se poate merge mai departe chiar pe o grevă generală de una, două, trei zile sau Dumnezeu știe. Nu ne dorim să ajungem acolo pentru că înseamnă că pierde salariale. Ori la salariile mici de care vă vorbeam, să mai și pierzi salarial nu este de tot, nu e deloc convenabil nu este convenabil, dar nici să fim călcați efectiv în picioare ani și ani și ani și ani la rând. Am ajuns la o situație în care am mai fost. Vă spuneam că în ultimii 30 de ani învățământul s-a degradat constant. Nu sunt un nostalgic al perioadei de dinainte de 89, am lucrat și înainte de 89, 10 ani în educație și cunosc și perioada de atunci, dar parcă era mai mult respect, mai multă rigoare, mai multă disciplină. Iar profesorii, chiar dacă și societatea de dinainte de 89 era datoare, să spunem într-un fel, educație și educația atunci era subordonată politicului 100%, parcă totuși profesorii se bucurau mai mult, de mai mult respect în societate. În momentul de față, poate că e și o vina noastră, poate n-am știut să ne ținem rangul, poate n-am știut să stăm acolo pe palierul pe care trebuia să stăm, dar, pe de altă parte, e și evoluția într-o direcție destul de interesantă a societății în general. Iar la noi, ca să mă refer strict la societatea românească și la sistemul nostru de învățământ, se observă că mai degrabă se dă credit elevilor, mai degrabă se dă credit părinților și vrei să faci reformă cu profesori nemotivați. Apropo de acest lucru, premierul a refuzat să se întâlnească până acum cu noi într-o discuție particulară cu educația, dar săptămâna trecută s-a întâlnit cu Consiliul Național al Elevilor. Am văzut. E ok și elevii trebuie ascultați. Dar totuși experții sunt în altă parte. Expertiza este în altă parte și dacă tu vrei să faci reformă sau tot vorbim de reformă la fiecare ministru, la fiecare mandat, la fiecare partid politic care ajunge la conducere să încearcă reformă, deja a ajuns cuvântul ăsta să nu mai însemne nimic pentru noi. Poate că ar trebui să ne întoarcem la clasic puțin în ceea ce privește educația, la lucruri care au dat rezultate, care au funcționat și de acolo să pornim. Vorbeam de, mai scuzați-mă puțin, vorbeam de motivație. E greu să aduci oameni în educație în momentul de față, în momentul când un debutant primește 2230 de lei net. Așa deci, este. Un profesor care a făcut 3 sau 5 ani de facultate, sau pe nou sistem s-ar putea să se ceară, sigur se vor cere încă 2 ani de master didactic, se experimentează acum masterul didactic, deci după 7 ani de învățământ superior, e greu să vii în educație pe un salariu de 2230 net. Și atunci, de unde motivație pentru a atrage oameni valoroși în educație? Pe de altă parte, sistemul de formare inițială este deficitar. În momentul de față, universitățile, poate nu e treaba mea să mă exprim, dar lucrez în sistem și știu ceea ce vine de pe băncile facultății. Este o slabă pregătire din punct de vedere didactic, pedagogic, psihologic, din punct de vedere al metodicii predării disciplinei fiecărui profesor în parte, și atunci, probabil că și aici ar trebui reformat sistemul de formare inițială în universități. Pentru că altfel... Și mai departe, reforma o faci cu oameni motivați. A spus-o și actualul ministru al educației, a spus-o acum an bun de zile ministrul Marga, Andrei Marga, a spus foarte clar că nu poți să faci reforma în sistemul educațional dacă nu începi cu o reformă sistemului de salarizare. O condiție de bază pentru a fi dascăl este să fii dedicat meseriei. Da. da. Corect. În momentul Ori, de față. Pot. Cât de dedicat poți să fii meseriei când te gândești că mai sunt două zile și vine și stai gazul, că nu ai bani să-l plătești? Copilul tău trebuie să învețe și nu ai bani să-i plătești un meditator să-l pregătești pentru facultate. Am colegă care, în momentul în care mi-a spus ieri, câți bani își pregătește copilul pentru facultate, mie mi s-a ridicat părul în cap. Adică salariul ei pe o lună nu-i ajunge să plătească meditator pentru copil. Am să vin cu un alt exemplu de-a dreptul dramatic. Coleg învățător, 12 ani vechime la catedră, care a plecat șofer în Portugalia. Cu salariul pe care l-a luat în septembrie și a plătit toate datoriile, prieteni, mă rog, cunoscuți ce a avut și realmente a plecat în Portugalia ca șofer colaborează cu colaborează, încă a rămas în contact cu foștii lui elevi, pentru că este atașat, comunică pe WhatsApp, pe Instagram, pe mă rog, toate rețelele de socializare pe internet, îl doare sufletul, dar a plecat forțat de împrejurări. Deci cu salariul pe care îl primea el nu putea să trăiască. Și vorbim totuși de un profesor, nu de un om necalificat. Despre asta vorbim până la urmă. Mi-aduc aminte când am participat eu la un uh, examen de titularizare. După examen am ieșit la o cafea și făceam așa o autoevaluare. Am zis, băi, iau peste 8, ok. La o masă alăturată erau niște tinerei care discutau despre același examen de titularizare, ce a, nu contează, 1,5 jumate, dacă iau, e ok, pentru că anul ăsta am postul asigurat și de la anul oricum fac altceva. Exact, deci a ajuns exact. învățământul să fie un tranzit către altceva mai bine plătit. Asta e trist și crunt. Trist și crunt, cum spuneți, este faptul că deja în educație se simte lipsa resursei umane. Avem exact. deja specializări pe care nu sunt suficienți profesori, nu sunt absolvenți în specializările respective care se orienteze spre educație. Problema este să atragi spre educație absolvenți valoroși. Nu, exact cum a spus dumneavoastră oameni care vin, a, sunt posturi în educație hai să trecem pe acolo că e un salariu că e călduț, că facem ce putem și după aia mergem în altă parte exact. unde o fi salaria mai bună Nu, cine vine în educație trebuie să aibă acea atracție pentru educație, ceva ce vine din interiorul tău, ceva ce se simte, harul acela pe care trebuie să-l aibă profesorul Acești oameni Dar, au rămas în sistem chiar dacă se chinuie de la o lună la alta au rămas pentru elevi, au rămas pentru că le place ceea ce fac, dar din păcate dacă îți lipsește și motivația financiară, probabil că scade și cealaltă motivație profesională. Oricum am spune, parcă eu un proverb românesc, că dragostea trece prin stomac. Am putea să parafrazăm să spunem că și dragostea de meserie trece și ea pe acolo și e nevoie de așa ceva. Ca să nu mai vorbim de colegii care predau la liceele tari, la colegii tari, la... Eu mare problemă pentru ei să facă față la modul în care se îmbracă, la modul în care trăiesc proprii noștri elevi. Și atunci s-ar putea să pierdem din respect, deși nu știu dacă este chiar corect ceea ce spun, din apreciere în momentul când doamna profesoară te uiți pe stradă și zicea uite doamna profesoară o cunosc după cum se îmbracă și să vezi ce este la poarta unui liceu din acesta tare sau cum se îmbracă proprii noștri elevi sau ce mașini coboară și așa mai departe. Este și acesta un semn de întrebare. Vrem un învățăm de calitate? Ok, haide să investim în educație. Nu e vorba numai de salariile profesorilor, e vorba de tot ceea ce înseamnă educație. Școală, exact. dotare, materiale didactice și mergând până la planuri cadru, materiile care se predau, la conținuturile care se predau și așa mai departe. Și evident, luând în calcul și ceea ce înseamnă profesorul. Pentru că este totuși un factor esențial. Și fiecare din noi am trecut prin școală și ne amintim că sunt profesori care te-au marcat toată viața, adică poate te-ai dus să faci o meserie pentru că ți-a plăcut profesorul de matematică. Te duci să faci o meserie. E vorba chiar de fiul meu. Deci fiul meu, în momentul de față, este pe picioarele lui, lucrează și s-a dus în meseria în care lucrează datorită unui profesor din liceu sau datorită profesorilor din liceu. Eu m-am făcut de astfel pentru că mea. Corect. Da. Uh, un, uh, un partener... Al profesorului este părintele, partener în educație. Care a fost uh, reacția părinților vis-a-vis -vis de aceste demersuri pe care le-am făcut în ultima vreme? A spus corect, un partener esențial al profesorului este părintele. Dar și părintele trebuie să știe acest lucru, că este partener al profesorului. Să știe că profesorul este specialistul, el este cel care se pricepe la educație. Asta nu înseamnă că nu se pricepe și părintele, nu vrea să se înțeleagă asta și că trebuie, așa cum a spus, corect să fie un parteneriat între ei. Pentru că și părintele și profesorul au același interes, să facă ceva din copilul respectiv. Aș spune chiar că, din punct de vedere sentimental, părintele e mai aproape, că-i rudă de sânge și ar avea un interes chiar mai mare decât profesorul. Constatăm câteodată că e puțin invers. Și, ca să vă răspund direct la întrebare, cred că de data aceasta părinții au înțeles și au fost de partea noastră. Cel puțin prin declarațiile oficialilor lor, prin declarațiile președinților federațiilor de părinți la nivel național. Asta demonstrează faptul că au înțeles ce se întâmplă, au văzut și aici ce este și de ce protestează profesorii. Și, în plus, aș spune că greva de miercuri a avut grijă de elevi. În sensul că, de obicei, dacă ar fi să ne comparăm cu francezii care au avut și ei grevă săptămâna trecută, ei au închis școlile, au trimis copii acasă. Și greva lor a fost mai de efect, că după o zi, în azi, seara zile, ministrul a venit la negocieri. În ceea ce ne privește pe noi, am spus deja că legislația este foarte restrictivă în România în ceea ce privește acțiunea de protest și pentru că noi avem o meserie mai aparte și lucrăm cu copii, greva a fost organizată de așa manieră încât copiii să nu aibă de suferit. Adică, i-am supravegheat, au fost cu noi în școală, le-am explicat care este sensul protestului, de ce protestăm, și pentru ei, într-un fel, și cred că toată lumea a înțeles. Deci, din acest punct de vedere, și reacția părinților a fost corectă, și pentru că am făcut mai mult chiar decât ne cere legea. Nu doar prin poziția oficială a liderului lor, dar am văzut foarte multe intervenții și reacții pe Facebook în care părinții efectiv ne îndemnau. Să mergem mai departe, să nu cedăm. E un semn mare de întrebare și pentru politicieni. Asta mă Nemulțumirea... întreba, oare uh, nu li se ridică așa un pic pe un cap când văd că nu mai suntem singuri. Că până acum eram singuri. Noi, profesorii și restul lumii în astfel de proteste. Toată lumea venea și arunca în pietre, cu, cu pietre în noi că ne trebuie bani. Da, Există acele opinii că poate întrecinute că, vezi, doamne, o grevă în educație afectează elevii, afectează părinții și așa mai departe. Ok, astea sunt inconvenientele. Fiecare trebuie să-și apere domeniul în care lucrează, fiecare are și motivațiile personale, iar motivația financiară este foarte importantă. Însă, ținând cont de faptul că la noi nu sunt doar motivații financiare, cum am spus în emisiune deja, au fost și alte și alte revendicări care țin de bunul mers al școlii, cred că e clar că părinții au înțeles foarte bine. Plus că, în mod normal, relația între noi și părinți trebuie să fie o relație de colaborare, de parteneriat. Profesorii, prin esența lor, sunt comunicatori, nu? sunt educatori, comunică cu elevii ar trebui să facem și o școală a părinților cu ghirimările de rigoare și normal că părinții cunoscându-i pe profesorii propriilor copii, cred că au o altă opinie. O, sunt și opinii negative, se întâmplă, nu suntem toți la fel, dar în general e, e nevoie de acest parteneriat pentru ca școala să meargă bine, fără discuție. Greva de avertisment s-a încheiat. Am văzut că reacții din partea guvernanților există. Ce urmează? Urmează negocierile și, în funcție de discuțiile cu premierul, vineri, cred că vor fi la ora 11, vom vedea și noi ceea ce facem mai departe. Poate se rezolvă măcar o parte din lucrurile pe care le-am enumerat în cadrul emisiunii, poate nu, dacă este responsabilitate și de -o parte vom fi și noi responsabili. În caz contrar, mergem pe ceea ce ne permite legea, dar nu ne dorim. Adică, următoarea formă de protest este o grevă cu închiderea școlii și cu. Întreruperea totală a procesului instructiv-educativ. E singura formă de protest care n a mai rămas. Având în vedere participarea la greva de avertisment și poziția dascălilor și a angajaților din învățământ, cred că nici ei nu își doresc. Guvernanții nu-și doresc o grevă generală. Politicieni și guvernanți responsabili, normal că vin la negocieri din primul moment. Nu trebuie să testeze capacitatea de reacție a angajaților. Deci nu trebuie să îi împingi pe angajați până la nivelul grevei. Cred că un politician și un guvernan responsabil, în momentul că află că sunt astfel de nemulțumiri, el te cheamă. Există această formă de dialog social și te invită. Hai să vedem, hai să te ascult. Apropo, aici, permiteți-mi -o, o paranteză. Noi am pichetat prefectura Hunedoara trei zile, 20, 21, 22 decembrie, era în pragul sărbătorilor, lumea se pregătea de sărbători și vă rog să mă credeți că nu, nimeni nu ne-a căutat, deși în fiecare zi l-am depus hârtii, nimeni n-a ieșit în fața prefecturii să întrebe, voi oameni buni, haideți și voi, că vă încălziți sau haideți, care e problema, să vină cineva înăuntru, să stăm de vorbă. Comisia de Dialog Social a avut loc după trei săptămâni. Poate din motive obiective, că a lipsit prefectul, că între timp prefectul s-a îmbolnăvit sau, mă rog, nu contează, dar există alți oameni în administrație. Nu a care... fost o acțiune spontană. Această pichetare a fost anunțată Anun, cu da. zile multe înainte. V-am dat doar să un ș... exemplu de puteau. responsabilitate exact. cu ghilimele. Nu trebuie să împingi angajatul până la disperare, să-l scoți în stradă și să-l pui în situația să ajungă la acțiuni extreme, poate că ar trebui să stai de vorbă cu el. M-ați întrebat ce vom face. Acum sperăm că poate vor deveni responsabili. Poate au văzut că totuși, noi ăștia ați hotărât să întrerupă procesul cu afectarea. Vă dați seama că o grevă generală de o săptămână ar afecta nu numai sistemul educațional, vă dați seama că copiii stau acasă, părinții ar avea probleme, ar trebui să-și schimbe programul de lucru, să vadă ce fac cu copiii. Una este să știi că ai un program în care copilul merge la școală, știi când îl duci, când îl aduci și alta este când va trebui să îți reprogramezi. Deci o grevă generală ar fi cu efecte negative nu numai în educație, asupra procesului instructiv educativ, ar avea și efecte indirecte asupra tuturor celorlalți. Nu ne dorim acest lucru. Sperăm ca guvernații să fie responsabili. Repet, ce am spus la început, E un paradox că în educație s-a ajuns la o grevă în care să cerem respectarea legii. Nu am cerut altceva decât respectarea legii, iar greva de avertizment a cerut haideți și discutați cu noi. E un mic, mic paradox, ca să nu-i spunem că nu e deloc mic. Un mic, mare paradox să să protestezi, ca să vină să stea de vorbă cu tine cel care ar trebui să fie lângă tine și împreună cu care ar trebui să faci lucrurile, să meargă așa cum trebuie, asta să între, meargă. Într-o societate, așa zis democratică, în care există organisme de dialog social, prin lege. Dar, repet, ce să facem legea să funcționeze. Cam asta e diferența între noi și nemți, să zicem. Nu ca o nemții Spun de nemți că sunt recunoscuți prin rigoarea lor și, în momentul de față, după 60 de ani de la distrugerea lor totală, au ajuns din nou să conducă Europa. Ce vreau să spun este că nu au legii în nemții, legi mai bune decât noi. Diferența este că ei chiar le aplică. Ei respectă. Așteptăm cu nerăbdare să vedem ce se întâmplă la negocieri, și vreau să vă rog să veniți după negocieri înapoi în studio și să facem cunoscut celor colegilor noștri și partenerilor noștri în educație ceea ce se discută acolo și ce am obținut. Da. Uh, cu siguranță. Dacă în încheierea emisiunii vrei să transmitești ceva colegilor noștri sunt și colegi, nu numai. Sunt colegi cu care suntem în contact zi de zi. În primul rând le doresc sănătate. Eu o perioadă în care cred că sănătatea este cel mai important lucru. Iar mai departe să rămânem uniți, așa cum am demonstrat Miercuri la greva de avertisment și mergem mai departe cu încredere în ceea ce facem noi, dar și cu încrederea că vom avea de data aceasta niște guvernați mai responsabili. Doamne ajută așa să fie! Doamne. Vă mulțumesc că ați venit astăzi și așa cum am spus, vă așteptăm să până viitoare sau când se vor încheia discuțiile, să vedem unde s-a ajuns. Mulțumesc pentru invitație și cu siguranță ne reîntâlnim! Dragi prieteni, ați fost cu noi astăzi la o discuție despre învățământ și problemele pe care le întâlnim în acest domeniu de activitate. Eu sunt Emilia Miron. Până data viitoare, toate cele bune. Aveți grijă de voi. La revedere!